Bună ziua și bun găsit la Datorie, ultima ediție din acest an în care facem bilanțuri, dar și promovăm tradițiile. Rămâneți aproape! Atașații militari acreditați în Republica Moldova s-au reunit în cadrul unei ședințe anuale de totalizare a activităților la Chișinău. Prezent la eveniment, ministrul apărării Anatol Șalaru a apreciat susținerea oferită de atașații apărării în reformarea și modernizarea armatei naționale, dar și în consolidarea relațiilor de colaborare bilaterală pe segment militar. Armata națională se mișcă în direcția corectă și asta datorită sprijinului dumneavoastră. Participarea noastră în misiunea KFOR, proiectul de distrugere a pesticidelor, exercițiile multinaționale, participarea mea la summitul NATO și întrevederile bilaterale cu miniștrii țărilor pe care îi reprezentați sunt o dovadă a faptului că dumneavoastră vă îndepliniți misiunea cu succes aici, la Chișinău. Un alt exemplu pentru care vă adresez întreaga mea recunoștință le reprezintă sprijinul pe care ni l-ați oferit în reformarea și modernizarea Armatei Naționale. Am beneficiat și continuăm să beneficiem de instruire, echipament și suport în misiuni. La rândul său, șeful Direcției Politicii de Apărare și Planificarea a Apărării, colonelul Alexandru Harea, spune că fără de sprijinul partenerilor externi nu ar fi fost posibile realizările Armatei Naționale, precum și obiectivele trasate pentru anul 2017. Pe parcursul anului aș vrea să menționez că activitățile au fost foarte intense și partenerii au fost foarte receptivi la toate solicitările noastre și la toate planurile de cooperare care au existat între Ministerul Apărării și instituțiile de profil din țările menționate. Și ei sunt sigur că mulțumiți și au o abordare foarte constructivă către Republica Moldova și speră și ei continuarea de mai departe a reformelor sectorului de apărare. Dar asta depinde și sigur și de noi. Tot în aceeași zi, cei 24 de atașați militari au făcut o vizită la baza de instruire militară a Armatei Naționale, unde au asistat la deschiderea oficială a tirului de trageri, proiect realizat în cadrul programului Inițiativei Globale pentru Operațiuni de Menținere a Păcii, care prevede modernizarea infrastructurii poligonului de la Bulboaca. În prezent, în Republica Moldova sunt acreditați atașați militari din 25 de state. 5 țări, România, SUA, Federația Rusă, Polonia și Ucraina, au diplomați militari cu sediul la Chișinău, iar restul cu sediul la București, Kiev și Regatul Țărilor de Jos. Militarii celui de-al cincilea contingent al Armatei Naționale revenit recent din operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo au fost decorați cu diplome ale guvernului și medalii în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat la Ministerul Apărării. Prezent la eveniment, ministrul Apărării Anatol Șalaru a menționat că timp de 6 luni de aflare în Kosovo, cei 40 de militari moldoveni au demonstrat că sunt pregătiți, devotați profesiei și interoperabili cu celelalte contingente participante. Înseamnă experiență de luptă, înseamnă experiență de comunicare în limba engleză și în limba italiană, înseamnă 6 luni în care militarii noștri s-au aflat în centru unor misiuni foarte importante la nivel european și unde au fost parte a unor decizii foarte importante luate la nivel european. Noi ne mândrim cu ei, întotdeauna s-au prezentat foarte bine. Eu în luna august i-am vizitat în Kosovo, am făcut o vizită la baza în care s-au aflat ei dislocați, am văzut condițiile în care locuiesc, locurile pe care le patrulează, lucrul pe care îl fac. Sunt condiții foarte bune, foarte civilizate, dar sunt departe de țară, însă astăzi, datorită dumneavoastră, a televiziunilor, a sistemelor de comunicații moderne, practic ei s-au aflat alături de familiile lor, de prieteni, de colegi și mulți din cei care au fost în Kosovo doresc să mai meargă și a doua și a treia oară. La rândul său, comandantul contingentului KFOR-5, locotenent colonelul Adrian Efros, a declarat că a fost o onoare pentru el să reprezinte alături de colegii săi Republica Moldova într-o misiune cu mandat internațional, iar experiența învățată acolo, în Kosovo, a fost foarte utilă pentru fiecare dintre ofițerii și subofițerii moldoveni din cadrul contingentului. Pentru mine personal nu este prima misiune internațională, este deja a doua.
însă fiecare misiune și are specificul său și a fost o experiență bună pentru cariera mea personală, dar și pentru a promova imaginea Armatei Naționale pe plan internațional. În sine, misiunea a fost una nu ușoară, nu pot să spun că a fost dificilă, însă a fost complexă. De aceea, provocări au fost diverse, însă, ca răspuns la aceste provocări, bazându-ne pe profesionalismul militarilor Armatei Naționale, aceste provocări au fost soluționate foarte, și gestionate foarte, foarte bine de militarii Armatei Naționale. Ceremonia de decorare a culminat cu o cerere în căsătorie, făcută de unul din militarii reveniți din misiune pentru iubita sa, care mereu l-a așteptat. Asta este fetița care m-a așteptat cu dragoste jumătate de an. Mulțumesc că ai apărut și există în viața mea și mi-aș dori să rămâi în ea pentru totdeauna. Te rog să fii soția mea. Ești de acord? Da. M-am strâns curajul și i-am propus prietenii mei să devină soția mea. Pentru mine este un eveniment foarte important, mai ales gestul care l-am făcut și mai mult de atât răspunsul care mi-a fost oferit. Sunt foarte fericit. Desigur, sunt foarte mari emoții, dar sunt fericită și este o surpriză neașteptată. De menționat că cel de-al cincilea contingent al Armatei Naționale a plecat în Kosovo în luna iunie curent. Cei 40 de militari profesioniști, dintre care 7 geniști și un pluton de 33 de militari, au executat misiuni de securitate și pază a obiectivelor militare și de patrulare, dar și misiuni de geniu. Aceștia au activat în cadrul grupării de forțe multinaționale, alături de militari din Italia, Slovenia și Austria. Optsprezece militari ai Armatei Naționale angajați prin contract în Brigada de Infanterie Motorizată Dacia au primit locuințe de serviciu. Cheile au fost înmânate de ministrul apărării Anatol Șalaru în cadrul unei ceremonii desfășurate cu acest prilej la Cahul. Anatol Șalaru a menționat că prioritatea conducerii Ministerului Apărării este asigurarea cu spațiu locativ pentru toți ofițerii și subofițerii din garnizoanele militare. În acest sens, ministrul Șalaru a adăugat că va depune toate eforturile pentru a realiza acest obiectiv. Sunt primele 18 apartamente noi într-un bloc nou, modern, aici din Cahul. Am demarat procedura pentru a elabora un nou, parteneriat public-privat pentru a construi numărul necesar de apartamente aici în Cahul, de asemenea la Bălți și în Chișinău. În Chișinău, în 23 de luni, vor primi 335 de apartamente, dar mai sunt inițiem acum la guvern câteva proiecte ca să aibă toți militarii apartamente. Militarii duc o viață mult mai grea decât ceilalți, mult mai multe riscuri, mult mai multe lipsuri, despărțiți de familie, tot timpul au exerciții militare la aplicații, tot timpul sunt plecați și din cauza asta familia trebuie să fie sigură că are unde sta, că nu duce lipsă de nimic, că statul să simtă grija statului față de militarii noștri. Ministerul Apărării a achiziționat 18 locuințe de serviciu în orașul Cahul ca urmare a desfășurării unui concurs public și transparent. Rezultatele au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 30 septembrie 2016. Locuințele sunt cu una și două odăi, suprafețele interioare ale acestora variind de la 33 de metri pătrați până la 68 de metri pătrați, iar costul total al achiziției constituie circa 11 milioane de lei. Există criterii care sunt aprobate printr-o hotărâre de guvern. Militarii stau la rând la apartamente. Ei, în conformitate cu aceste criterii, comisia alocativă care de aici din Brigada 3 a luat decizia pentru a repartiza acestor militari care astăzi au primit apartamentele. Sunt anumite criterii, vechime, de când stă la rând, numărul de copii, dacă au copii bolnavi sau cu dizabilități, sunt criterii aprobate de guvern și noi le respectăm ca să nu fie niciun fel de pretenție din partea nimănui. Pentru cei care au primit cheile apartamentelor, bucuria este de nedescris. În Brigada 3 Infanterie Motorizată activez din 2006 și pe parcursul acestor ani aștept cu nerăbdare spațiul locativ. Stau la rând, am stat la rând și eu și familia mea ne-am retrăit pentru fiecare
spunem așa, întrebare ridicate în domeniul apartamentelor. Clar că e mult așteptat, foarte suntem fericiți. Până în prezent nu credem în totalmente, dar suntem bucuroși de faptul acesta. Ce schimbări va avea loc în viața dumneavoastră, a familiei dumneavoastră de astăzi înainte? Eu sper că apartamentul care am beneficiat să ne permite ca activitatea în serviciu să fie în continuare mai productivă, n-a să ne încurce multe lucruri, chiar să ne ajute să activăm în cadrul brigăzii mai eficient, mai productiv. Și sper că și familia va fi bucuroasă să trăiască în locuința nouă. Suntem foarte fericiți pentru această locuință. Am locuit foarte mulți ani cu chirie, însă acum vom veni doar cu mobila și sunt sigură că familia noastră va fi foarte fericită de azi înainte pentru în această locuință. Și dumneavoastră, la fel ca și soțul și copiii, ați așteptat mult această minune? Am așteptat cu nerăbdare această locuință și sunt sigură că viața noastră va fi mult mai frumoasă, iar noi, ca militari, vom fi mai destoinici, mai cu gânduri mai bune, vom merge zi de zi la serviciu. Apartamentele au fost repartizate militarilor în baza legii Republicii Moldova din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe și regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării și Unitățile Militare ale Armatei Naționale. De notat că acesta este al doilea proiect de asigurare a militarilor Armatei Naționale cu spațiu locativ de serviciu, primul a avut loc în luna februarie curent, în cadrul căruia 111 familii ale militarilor din Chișinău au beneficiat de apartamente de serviciu. A devenit deja o tradiție ca militarii Armatei Naționale să viziteze copiii de la școala de tip internat din satul Cârpineni, raionul Hâncești, și în acest an copiilor le-au fost împărțite daruri în spiritul sărbătorilor de iarnă. În semn de recunoștință, aceștia au prezentat un divers program artistic care a inclus colinde, poezii și cântece tradiționale. Ți-a plăcut surpriza de astăzi? Da. Eu de sărbători vreau ca să avem multă liniște și sănătate la educatori și să fie tot bine. Dorința mea de sărbători este ca să-mi petrec vacanța la mine acasă și să am un Crăciun fericit. Vă doresc sănătate, un Crăciun fericit. La rândul său, directorul instituției Tudor Țenu a mulțumit conducerii Ministerului Apărării pentru acest act de caritate care a stârnit zâmbete și fericire pe fețele celor mai triști ca noi. Noi întotdeauna am apreciat mult de ceea ce face Ministerul Apărării pentru noi. Fiind o instituție bugetară, ne dăm seama de multiple probleme care le are însuși Ministerul Apărării, dar nu uită niciodată că patronează această instituție și să vă zic, și copiii noștri știu de lucrul acesta și se responsabilizează pentru a recunoaște cel puțin printr-un cântic, printr-un colind, printr-o urătură. Ceea ce ați văzut dumneavoastră astăzi aici, probabil încă o dată denotă acest fapt și vreau pe această cale să mulțumesc mult. Deci, conducerii Ministerului Apărării, care nu uită de noi și întotdeauna, la orice eveniment, sunt prezenți aici. Mulțumim mult! Circa 650 de ostași încorporați în luna noiembrie curent în Armata Națională au depus jurământul militar în cadrul ceremoniilor desfășurate în unitățile din garnizoanele Chișinău și Cahul. Astfel, în Brigada 3 de Infanterie Motorizată Dacia din Cahul, 230 de tineri au jurat credință patriei în prezența Ministrului Apărării, dar și părinților și rudelor ostașilor. Astăzi, feciorul dumneavoastră a depus jurământul militar. Tatăl, ce emoții?
emoții deosebite. Sunt foarte bucuros pentru că am avut posibilitatea să asist la acest proces foarte important în viața copilului meu, a dat jurământul. Și atunci când văd un zâmbet pe față, îmi dau seama că el deja s-a acomodat la greutățile și lipsurile vieții ustășești și sper că greutățile și lipsurile care vor fi pe parcursul celor 11 luni care urmează o să-l călească, o să-l facă mai puternic, mai vânjos, mai sigur pe sine și o să-i ajute ca să-și găsească drumul în viață care o să-l treacă cu succes. Mama are emoții mai puternice, a dat și câteva lacrimi. Da. Cum l-ați spus? N-am fost în ziua aceea cu dânsul, am fost la serviciu, așa s-a oprinit că el numai cu tata era ziua aceea, cam nu s-a aștepta băiatul că o să nimerească la armată, asta a fost dorința noastră, a părinților, văd că el a acceptat-o și pânciu fi tătul e bine. Dar de ce mama l-a îndemnat să vină la armată? Ce ați văzut? Ce avantaj? Să maturizeze mai repede, să fie mai serios, să iei decizii precise, corecte în viața asta. Dar ostașul ce ne spune? Am simțit acum această perioadă de o lună de zile, niște emoții noi, ceva. La început era greu, acum am acomodat cu aceste condiții. Mi-am făcut prieteni noi și m-am deprins de-amă cu armata și chiar îmi place. Am crezut că n-a să fie așa de interesant. Și, nu știu, aștept să vedă 11 luni care urmează, să văd ce mă așteaptă înainte. Să mă schimb un pic, să fiu mai serios. Cursul cursului de integrare, ai avut și o ieșire în poligon. Cum ți s-a părut? Mi s-a părut foarte interesant, nu cum mă așteptam, dar a fost mai interesant decât mă așteptam eu. Din păcate, n-am ochit, n-am avut niciun punct. Da, să mai ieșim la poligon. Da, mai ai timp. După depunerea jurământului militar, soldații au plecat în concediu pentru 4 zile, după care vor fi repartizați în unitățile Armatei Naționale pentru îndeplinirea serviciului în termen. Stagiul militar în termen în Armata Națională este de 12 luni. Și pentru că suntem în plină perioada celor mai frumoase sărbători ale anului, se cere și se cuvine să păstrăm tradițiile. Nu au uitat de cele mai frumoase urături și colinde nici militarii din Cahul, care au mers în vizită la președintele raionului și la primărie pentru a le ura de sănătate. Geata echipată în straie ostășești a jucat capra, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții de iarnă, fiind simbolul rodniciei anului care vine. Activitatea are drept scop păstrarea și promovarea tradițiilor și valorilor moral creștine. Implicarea militarilor la asemenea evenimente contribuie la crearea atmosferei de sărbătoare, cultivarea și respectul față de tradiții, promovarea valorilor culturale ale țării noastre. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ministrul apărării Anatol Șalaru le urează tuturor militarilor perseverență și foarte multă încredere în forțele proprii. Felicit militarii Armatei Naționale, să felicit tinerii care își fac serviciu militar, să-i felicit pe părinților, pe apropiaților, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, sărbătorilor de Anul Nou, să le doresc multă sănătate, să le doresc să se bucure de viață, să se bucure de aceste sărbători, de familiilor, de copiilor și să aibă încredere că toate lucrurile, toate problemele se vor rezolva. Viața este frumoasă, chiar dacă unora le este dor de casă, dar Moldova este mică și nu se află atât de departe părinții.